domnilor, ședința de astăzi a fost convocată de primarul Comunei Arsău, în conformitate cu prevederile dispoziției 119 din 20 aprilie 2022. În mapele de lucru ați avut procesul verbal al ședinței ordinare din 17 martie. Dacă sunt ceva obiecțiuni ca să le consemnăm, vă rog. Dacă nu supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 17 martie, cine este pentru? Împotriva, ține. Dau cuvântul președintelui de ședință în vederea prezentării ordinii de zi a prezentei ședințe. Primul proiect de ordine de zi, proiect de hotărâre cu indexarea curată a inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023, inițiator primar Emilian Budacă. Proiect numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipal în județul Bacău, numărul 180/2957 din 06/5/2015. Diminuarea tarifului de la 1414,47 lei per tonă, fără TVA, la 994,86 lei per tonă, fără TVA. Inițiator, primar Emilian Budacă. Proiect numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Inițiator, primar Emilian Budacă. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și pentru anul 2022. Inițiator, primar Emilian Budacă. Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Arsău pentru trimestrul 1 al anului 2022. Inițiator, primar Emilian Budacă. La punctul 6, probleme diverse. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru, împotrivă, abține. Primul proiect de ordinea de zi, proiect de hotărâre privind indexarea curată a inflației a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023. Inițiator, primar Emilian Budacă. Proiectul a fost în comisie. Comisia pentru administrație, 5 voturi pentru. Comisia economică, 3 voturi pentru și 2 abțineri. Iar Comisia pentru învățământ, 3 voturi pentru și 1 abținere. Discuții. Bărâniu care s-au făcut au din comentat ceva, nu? Cine s-a făcut? S-a făcut și fără comentarii, absolut fără comentarii. Fiecare are dreptul să... Ia, finim să votăm dreptul sau împotrivă. Sunt discuții sau nu sunt? Să puneți la vot. Abține. Două secunde, două secunde, două secunde, vă dați ține. Vă dați ține, da? Dar e vorba de indexare inflației. Nu știu de ce. Da. Nu, dar nu știu, foarte probabil că oamenii nu înțeles. Poate n-am înțeles. Aici este vorba de indexarea cu coeficientul de inflație, nici vorba de mărirea taxelor. Asta o să ne discutăm probabil în decembrie. Care s-au abținut, de ce nu vreți să spuneți de ce v-ați dat, dacă vă aveți ceva discutat. Da. E vorba de indexarea cu coeficientul de inflație. În fiecare an e o inflație, nu? Și la toate taxele și impozitele, nu numai la noi în primărie, în toată lumea asta, se atașează coeficientul de inflație. O fiecare an. Prin lege, da. Deci e legea finanțelor, nu noi facem chestia asta. Noi doar trebuie să o aprobăm cum asta este. Și să dau un coeficient de inflație acolo care... Sunt și legi în țara asta aprobate, da, pentru indexarea pensiilor, a salariilor și nu s-au respectat. Pentru asta nu am să nu. Nu te de Marian, așa. Probabil asta nu asta este ideea că asta a fost ideea. La salarii nu au mai crescut. Da. Și... Probabil guvernul nu este administrat în locală de vină, dar cumva încearcă să anunce cu spatele nostru mărirea și mai pe toată. Nu știu, dar v-ați uitat la televizor, ați văzut? Da, da. Până și în București.
salariile au mai crescut, doar din păcate nu e vina noastră, nu? Dar asta am și spus. Cetățenii să înțeleagă că avem o chestie. Tocmai de asta am și comentat din primărie. Da, am căutat din primărie, de lui din urmă. Da, tocmai de asta am și comentat. Nu trebuie, poate bine. Ce? Prezintă. La următorul proiect, proiect numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipal în județul Bacău, numărul 180/2957 din 06/05/2015, diminuarea tarifului de la 1414,47 lei per tonă fără TVA la 994,86 lei per tonă fără TVA. Inițiator primar Emilian Budacă. Da, deoarece... Da, sunt? Nu, avize favorabile, nu avem. Da? Deoarece am investit în pubere, deoarece am început colectarea selectivă, iată că se văd și rezultatele. Avem proiectul ăsta de hotărâre pentru a se reduce tona de gunoi de la 1400 câte la 960. Dar asta nu înseamnă că rămâne pentru veșnicii chestia asta. Dacă nu colectăm selectiv în continuare, dacă nu o să selectăm în continuare mai bine ca până acum, o să mărească prețul la anul. Ei, noi încercăm să... Deci prețul acesta este doar pentru deșeurile selective colectate așa cum le colectăm de noi, la un loc, hârtie, plastic, carton. Prețul a fost negociat, după cum ați văzut, între ADES și Romprest. Deci noi o să plătim către cel către ADIS în loc de 1414,948 de lei pe tonă. Nu știu când o să se reflecte asta în prețul pe care îl plătește fiecare contribuabil. Dacă o să continuăm așa, la urmă s-ar putea să și prețul... Da, și trebuie ținut cont că, de fapt, la ei au crescut datorită carburanților și la cei care nu au fost selectat, pentru că toate au crescut și... Nu, dar în condițiile în care motorina și toate, că asta se reflectă tot, s-au scumpit, la noi scade. Pentru că am avut cât? 400 de tone selectat sau cât am avut? Da. 400 de tone. Ideea e că am încercat să selectăm și dacă o să menținem ritmul ăsta, o să vadă sigur și un buzunar cetățeanului începând de la anul. Dacă nu, deja oamenii încă au început să amestece, ne-au chemat într-o seară la Bereștați, la forumii, aia cu, dom'le, uitați aici, păcat pentru două pubere, trei pubere care au pământ în ele, s-a amestecat, zic, omul ăla nu poate fi efectiv în fiecare container. Ei vin la viteză, au de luat toată comuna, că e prima marți din lume. Au de luat toată comuna. Ăla nu mai are timp să mai uite efectiv la fiecare pubelă sau să bage mâna în ea. El de supraveghe două bidoane și două cartoane, zice că e selectat până la fund. E la fund. Ei, și când o basculat din mașină, acolo avea pământ, avea cauciucuri, avea care, alea nu se pune. Și ne chemat acolo domnul primar. Ne-a arătat punctorul, ne-a prăștiat pe platformă și ne-a arătat. Și-o să fie mai practic acea variantă și la altă cum să pusă 18 toare și nu mai are mult. Nu, numai de la lor. E pierd mâni pentru numai și doar de asta nu mai există. Deci asta rugăm cetățenii. Adică toată lumea zice... Scrie și pe ASO, mai scrieți, mai scrieți. Da, toată lumea zice, domnule, e scump, e scump, e scump. Domnule, dar ce-am făcut ca cetățean ca să fie ieftin? Am încercat să desfacem două pula bidon, să strângem, să-l punem separat. Am încercat să punem hârtia, cartonul separat. Am încercat să punem sticla. Nu! Dăm acolo la gramadă tot și vrem să fie ieftin. Nimic nu e ieftin pe lumea asta și nimic nu se știți ce e ciudat că în afară, nu nici nu v-am mai spus, în afară la domnul Țuțu știi, în afara comunei, care cu căruți, cu camioane, nu pot să-mi dau seama cu ce-l duce. Au făcut două gropi de gunoi iară. Și acolo. Da, se vede. Și culmea, acolo nu poate să ducă pământ și rumeguș și ce îi, dar în pubelă poate să-l pună. Ei, duc?
până din afară, undeva într-o groapă, un negustru, cel, știu eu ce e măturat acolo, dar chiar plasticul, o dus, dus plastice, dus, ce dar se poate recicla? Vezi camera că trece, vezi mașina că trece la deal, dar știi ce are, ne-a deschid după și aruncă. Acum le vedeți foarte bine, a fost ce acolo două puncte, și îl bat la plăgea. La vale tot la anul, tot cu ei. Veneau bidoane la vale, aia de pe râul Trotul spun, da, vinii de la Goiasa, Brusuroasa, Ghimeș, de unii vinii, dar noi de unii putem spune că vin bidoanele astea? Putem spune că vin la Tarcău? Deci tot cetățenii noștri aruncă în continuare pe apă, scrie o bidoane. Adă, pe marginea drumului, acum nu mai putem de bere, nu mai aruncă de la deal la vale, de la gumărie la vale. Cred că avem o problemă noi, nu știu, am curățat vineri, am pus băieții să curăță, efectiv, de la intrare în asemenea. Astăzi e la loc. Nici o săptămână e plin de peturi, de aruncă de mașini, beri. Dom'le, chiar aici fac intenționat. Nu cred că dacă ar fi la Ciujnea, îi zice că o sta la băut acolo, la Ciujnea, da. Și se justifică. Dar acum ai trecut curba și e în gust, că nu ai nicio fel de parcare. Să-l vezi prin șaț, numai că deschide geamul și le aruncă din mașină de mers. Nu ar fi, nu se explică. Dacă ar fi un punct... Da. Nu putem să punem, domnule, punem mașina pe care-i coborâți într-o punctă și nu sunt alea, dar avem acum așa, poșuri, la toate parcă. Ia o pungă la tine, pune o pungă aceea, nu sunt de acord cu treaba asta, sunt potrivit cu mănâncatul, sunt potrivit în care mănâncă. Acolo aruncă cu mașinile, nu cu... Da, da, punem acolo, pentru... Așa. Următorul proiect, proiect numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare. Inițiator primar Emilian Budar. Comisiile avize favorabile. Supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Inițiator primar Emilian Budacă. Comisiile avize favorabile. Supunem la vot. Cine este pentru? Proiect numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Iasău pentru trimestrul 1 al anului 2022. Inițiator primar Emilian Budacă. Asemenea, comisiile aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. La punctul 6, probleme diverse. Dacă sunt. Dacă sunt. Domnul Budacă. La gura uniții, la doamna profesoară Nicodim, sunt doi sau trei bolovani un pic ridicați așa. Spația aia ca timp cu garda la mașină atinge la intrare de uliță. Da, la intrare de uliță, dincolo de Bodeț și tot acolo e un cămin, branșamentul la uliță să fie făcut un capac. La nebun, nu la mine, de la mare, la voluță se va. Nu, la limbosul, cum îi zice. La limbosul, da. La voluță. Doamna profesoară Nicodim, am zis. Da. Și tot acolo, branșamentul de pe uliță nu are capac cum trebuie, ar trebui făcut un capac. Așa. Da, știi, domnul Nicodim, s-a spus, s-a zis că-l face. Nu, la branșamentul de apă. Apa potabilă care duce pe apă potabilă care duce pe uliță. Da, la căminul de apă. Da, acolo bărbani, aia să fie. Da, știu cu domnul Brânceanu, știm și vorba. Da. Atât. Apreciez în mod deosebit faptul că într-un sfârșit am reușit să rezolvăm problema porților de la școală, de pe terenul de sport. Chiar am rămas surprins, m-am dus în ziua respectivă și să lucra acolo și chiar am rugat și se pare că s-a uitat totuși. Fostele găuri trebuie neapărat cimentate. Acolo piciorușul un copil intră cu cea mai mare ușurință. Să nu ne trezim cu o istorie acolo. O a doua problemă legată tot de școală este faptul că din discuțiile care le-am avut cu doamna directoare și cu câteva cadre didactice,
au rugămintea ca primăria să sprijine școala cu vreo câteva băncuțe pe care să stea copiii, pentru că acum, pe perioada căldurii, sunt în pauza mare, ies afară. I-am văzut și eu, stau pe cioate, mănâncă pe cioate. Rustic. Da, rustic, dar parcă ar fi mai câteva băncuțe, dacă se poate amplasa pe marginea. Asta e rugămintea dumnealor de acolo. Și am zis că mă fac mesajul lor. Mi pare rău că domnul Nicodin nu a acceptat să ne vândă terenul ăla. Da. O să mai sper, vedeți. Ați dus negocieri acum iar? Da, am făcut... Că pe timpul celălalt... O adresă scrisă, da? Și ne-a rugat să ne facă o ofertă, dacă vrea să... Nu, vă zic că nu-l interesa să vândă deocamdată. În felul cum se ridică prețul și cum o scris. Mai bătii și eu pe rând. Îmi pare rău, puteam să mergem în curtea, puteam să... Da. Și pentru că stăm blocați, nu putem face nici gardul ăla între ei, că n-am știut până acum. Acum, dacă o să... Încercăm să măcar să reparăm gardul, să mânc cu ei. Sau? Da, rezolvăm și cu măcuțele. Câteva, măcar 3-4. Trebuie ceva adaptabil pentru copii, nu putem să punem. De asta, care... A, cred că merg și în asta. Iar și contează. Da, mai sunt discuții? Domnule. Am stat zile trecute de vorbă cu domnul de la Cheseliu, pe Marla Părâua, că știm. Și m-a rugat să amintesc în ședință, când puteți dumneavoastră să trimiteți bundul acum pentru decolmatarea Părâurii, că știm. De la Vărsare aici. La... Să poftim? Veniți eu și am stat la lucrări mai apă, care nu pot să lucrez cu bulbă. Exact. Când se ajunge la un proiect de colmatare, de regularizare, acolo s-a strâns aluvion și strânești riști să derodeze marul mai tare. Nu. Acum sunteți consilier local și știți prea bine cum se lucrează cu banul public. Acolo e vorba de apele române. Sunt cadastrate. Nu știu care e, socerul parcă e necadastrat. Dar ești la toate cărările, și la deal, la unde s-au făcut lucrările alea de înlinguire, de toate scadățate și nu ai voie... Deci trebuie un proiect mai astfel. Este un proiect, efectiv, să lucreze. Și exact cum mai cheltuiesc eu banii în curtea la tine. Nu poți să cheltui bani acolo. Deci trebuie un proiect avizat de ale românii, să fie finanțare, să fie... Na, ce putem din astea mici, așa să ajutăm oamenii, facem și noi, dacă te încăm la un proiect de asta mare, te apuci de decolmatare, unde să fac, nu? Vine părău mai mare, afectează culeia podului sau podul și te trezești că îi dă un primar și dai consum semnatul. Na, o să mergem acolo să vedem despre cine. Oamenii trăiesc cu teamă, ce zice, dacă mai vine o dată pe urmă, da. El are casa. Așa, pe bună dreptate, are perfectă dreptate, dar trebuie să ne credeți și pe noi că nu poți să cheltui bani, trebuie să îi dau eu înapoi, dacă vreau. Da, vedem, încercăm să găsim soluții. O altă problemă cu iluminatul public, mai sunt în lume. Ați și primar, nu se să facem iluminatul public. Păi dar și cu ei și cu ei, la noi nu sunt oamenii mai rău care au. Iluminatul public, încă o dată. Deci o sesizare făcută de persoană, a spus că nu are. Fac apel și la dumneavoastră și la cetățeni. Domnule, când vezi că nu-ți arde becul, sună la primărie, sună seara atunci. Mă sună sâmbătă seara, domnul primar, nu arde becul din două săptămâni aici. Domnule, dar eu știu, merg toată noaptea pe drum ca să văd că nu-ți arde două. Dar dacă nu-ți arde de două săptămâni, de ce nu mai sunat în timpul programului? Vinerea, joia, miercurea, ca să poți să suni și eu la echipă să vină să remedieze. Mă suni sâmbătă seara la ora 10, că nu mi-arde becul din două săptămâni. Păi pe cine să trimit eu la ora 10 sâmbătă seara să-ți remedieze ție defecțiunea? Deci trebuie să fim și oameni înțelegători. Domnule, e o problemă. Da, am pus mâna pe telefon, am sunat la primărie dimineața, notează, s-a avut un agent, când toată lumea... Rupi, doamna, administratul public, să mai posteze numărul de la primărie aici, ca să... Dar sunt numeri, cel puțin al meu, e public, mă sună noaptea la 2, la 3, am răspuns tot timpul, dar hai să le facem în timpul programului, să putem trimite, să putem... Mă acuză că voi nu funcționează, doamne, dar mai sună până acum, dacă zici că de două săptămâni nu-ți merge becul, acum mă sun, sâmbătă seara la ora 10, că nu merge becul de două săptămâni. Și mai sunt probleme, ați văzut că au bătut vântul, s-a întrerupt și alea se mai derivează. Da. Asta este, da. Hai să încercăm. Și la serviciu, de rupt de vă trei ori aseară. Da, dar cum? Și alea se derivează ceasul de aia, automatic. Putem să punem și cu celulă foto, din aia, fotoelectric. Dar se aprinde când e vremea închis afară, se aprinde la ora 5. Becurile. Și stă atâtea ori care se consumă tot din banii noștri. Da. Ceasurile astea avem o problemă, trebuie să le
regrezi la două săptămâni, cum decalajul ăsta acum de, de ore, la două săptămâni trebuie să le regrezi, la două, trebuie și să mai dereglează. Ce să fim înțelegători, că până la urmă, da, noi am vrut să punem, nu știu dacă e undeva în un colț de uliță să nu fie bine. Deci persoana care mi-a spus nu are drept acolo. La Petrosu sunt la familia Oniga Toale. De uliță sus, în întoarce autobuzul, pe sus la Petrosu. Oniga Toale sus. Oniga Toale, român. Pe Petrosu la deal? Da, da, da. Dar da, acolo are, are rețea și de iluminat? Are. Nu pe Petrosu, pe Petrosu. Pe Petrosu, pe Petrosu. Aici dacă au spus că nu are. Dacă ești rețet iluminat, poate are numai două fire pentru el. Da. Și dacă nu ai rețet iluminat, trebuie să duci cinci... De pe uliță. Pentru un bec. Dar nu are din loc. Ne deplasăm acum și nu uităm. Dar o poți bec? Este bec și nu arde sau nu spune că nu are din loc. Nu are din loc. Nu are bec din loc. Știu că stau pe uliță. Da, pe uliță. Pe uliță. În curte la el, nu știu pe uliță. Ei, în curte, cum va să lumineze uliță. Până să ajungi la uliță. La colțul uliță. La colțul uliță. La colțul uliță. Niște loc să la colțul. Da, acolo e singura sesizare. Vedem. Vedem. Bine, mulțumesc frumos. Hai să discuțim, domnul Nicolae. Aș vrea să ne faceți o informare legată de rezultatul filmării la canalizare. Ce? Da. Cum e? O terminat? Am luat legătura cu băieții mei filmat. Că am văzut și eu la câteva... Sunt probleme destul. Da. Nu putem da noi cu presupusul, nu suntem specialiști. Da. O să vedem. Și ați făcut raport de... Avem raportul ieri, l-am adus la seara, am stat până la 6. La... Deci în procesare, cum să-l ziceți. Să termine aia, da. Trebuie să... vin o comisie de la ISU, de la ISC, de la Inspectoratul în Construcții. O să ne punem la masă, o să vă invităm și dumneavoastră care doriți, veniți, și specialiștii o să dea părerea. Da, ce o să zic? Nu pot să mă pronunț eu. Nu sunt specialiști. Am văzut și eu niște diagrame, dar să vină specialiști. Da, asta e, așteptăm. Hai să discuțim. Nu. No. Nu vreau nimeni să mai zic nimeni. Hai, procedura de... Da, am depus, poate ați văzut, am publicat și pe pagina primăriei. Am reușit, am depus în ADI-ul, trotuși gaz. Am depus pe aniversare în proiectul pentru gaze. Săptămâna viitoare urmează să mergem personal primare pe Varea Trotuși, care suntem în ADI-ul ăsta 7. Să mergem la București, să stăm de vorbă cu ministru, sperăm să avem sorți de izbândă, deoarece trei comune sunt au DMR-uri. Și ministru Voltării. Bravo, dar avem și... De la multe, nu-i problemă. Ar fi chiar bine, că ei ziceau la un moment dat, făceau hotărâri de zâmb, că dacă o comunitate... Și de la ODMR și sperăm să avem... Cu 3.000 de locuitori, acum sunt 10.000 de locuitori. Da, să avem și, da, să avem și prioritate, deoarece noi suntem constituiți în ADN. Suntem 7.000 în o comună care se depună. Ei vorbeau de 3.000 de locuitori, trebuie să trebuie din obligatoriu. Dar de ce zici că nu? Dar nu vezi că așa merge la... Știu, dar... Asta e. Dar se interpretează. E, se interpretează. Dar nu e de-a fi nevoie. Din fericire, din păcate, din... Asta e. Da, și așa se interpretează. E ca și cum ai fi crede că sunt Petru, nu-i gândei muriți, știi sigur că poate prins prima cu poartă. Dacă nu, dacă nu-i dă pe sus. Dacă nu-i dă putin pe sus. Da. Da. Ați discuții? Cu tocătorul de crengi, ați văzut, am atizionat tocătorul, am încercat să îi spunem să aducă crengi pe aici, am când, dar pe lângă crengi, pe lângă crengi, am adus un multe de gunoaie, de plastic și așa. Și iar nu înțeles ce te ține aici, domnule, e vorba de creangă. Și asta se plătea cu prima cine a a doua, au venit... Plătește primăria de asta. Mai mulți cetățeni. Domnule, dar ce faci? Dar nu veniți odată să nu luați creangă aia? Stai, doamne, dar ce creangă? Păi eu am grădina plină de creangă și că am curățat pomii și mai am și niște iarbă. Doamne, dar dacă ne apucăm la 2400 de gospodării să vă curățăm grădinile de creangă și de iarbă și de pet, noi avem patru muncitori. Pe bocadă, niște discuția de creangă, la noi pe uliță, acolo în fundul uliță. Tăți de la deal de acolo care au grădinile, toată creanga,
am carat și bună pideaș, m-aș mă uitat, tată, creangă a dat în uliță acolo. Păi părere. Bun, dacă pui într-un punct și numai creangă, asta nu ducem acolo. Da, asta nu e tractor. Dar nu te poți duce acolo, una la mea. Păi dacă nu pot intra, na. Mă, dacă intri în roată pe la Voian. Nu, dacă oamenii pun într-un punct unde să aibă acces tractorul, așa o acolo, acolo la... Acolo are. Da, ce zonă ești anicot. E greu să cari, și noi am încercat să facem vizuale, nu? La părtiniști... Asta vreau să fac la fiera. Păi dacă puteți, să o punea pe teren, mă scuzați. Puteți, urcați pe la Voian, că e drumul cum făcut și iasă pe la Voian. Nu, așa, nu ne putem urca în fiecare. Nu, deci nu este bine. E dată în partea Izlazului, greanga. La Petrosul se duc în marginea dealului acolo, la Petrosul, la Izlaz, la Petrosul. La Iacob, la capătul podului acolo, imediat, la cum treci pe râul la Iacob, dar doar creanga. Nu plastic, nu gunoaie asta. Vă rugăm dacă vreți, așa. La partea unde am putut să poate poți duce pe Izlaz undeva, unde dacă e creangă, nu pamper și nu tot felul de mizic. Așa pune, el îți zice, faci curățenie în ograd, pune și creangă, pune și pamper. Și pe masă, imagine la găștina, am zis toate margini, acolo s-o scoate unde la margini, e platou, unde o luat apă acolo, e platou unde stau. Da. Deci în zonii unii ducem creangă, așa noi mergem cu tractorul, cu locul, o tocăm, dar nu poți să mergem la fiecare cetățean în curte să-i facem curat, să-i scot creangă din grădină. Da, atâta timp cât ți-ai asumat și ți-ai pus pomi în grădină, ți-ai făcut livada, ai 30-40 de pomi, păi ce fac? Mă duc la primărie să scurț, el o taie fain frumos și mă duc să-i adun de acolo. Nu, tot așa, dacă sună, găsim atunci soluții, în ce zonă să afli. Asta, dar oamenii trebuie să înțeleagă, nu crede că voi vine primăria de acum și mi-ar creanga din grădină. Noi am achiziționat tocătorul ăsta, adunați creanga, duceți-o într-un punct anume, să mergem și o tocăm acolo, ca să nu mai dăm foc, că nu avem voie. Dar asta nu înseamnă că noi primăria ne duce să facem curat în grădină la cetățeni. Să se scot creangă, să se scot iarba, să se scot. Nu aveam, ne-am curat dacă am putea face, dar nu aveam oameni, nu aveam cucini. Da. Alte probleme? Nu mai sunt. Ce să vă urăm sărbători cu continuare. Am mutat data, deoarece trebuie să trimitem asta proiectul de batalie. Da, sigur, tu știi. Să vă mulțumesc pentru vizionare.